Salutare, oameni frumoși! Astăzi avem în program să mergem să vedem un vapor, Cracer Aurora și spărgătorul de gheață, dar avem o mică problemă. Uitați, nu știu dacă redă camera, aici. Acum am observat dimineață, probabil vreo piatră ceva. Trebuie să mergem să reparăm parbrizul. Căutăm să reparăm parbrizul cât mai urgent și după aceea ne continuăm excursia. Am ajuns la service pentru reparații. Uitați cum arată un service în Sankt Petersburg pentru reparații parbrize. Nu știu, se vede pe cameră. Uitați aici. Se vede pe cameră lovitura. Și băiatul, vă vom face cunoștință cu el. Cum îl cheamă? Как вас зовут? Alexander. Alexander îl cheamă. Очень приятно. Мы из Румынии, можете сказать пару слов? Я из Беларуси, кстати. Да? Здравствуйте, очень приятно. Можете сказать пару слов для румынских зрителей? Наблюдайте, как мы производим ремонты в Питере белорусскими руками. Спунеться, урмарить, как репара стеклеле. Cu mâinile din Belarus. El este din Republica Belarus. Ne-a atenționat că este posibil să se mai vadă. Повреждение сразу не видно, оно всегда зажато. Вот так вот. Vedeți când apasă, deja se mișcă parbrizul acolo, se mișcă acea fisură și ne-a atenționat că e posibil să mai vadă, dar nu va pleca mai departe fisura respectivă. Acum fac o gaură cu o bormașină, exact ca la dentist. Va lărgi acea gaură, uitați. Și acum va umple cu o plombă pentru dinte, va umple cu un lipit special. Pare meseria și omul, da? Можете тут снять, как лучики заполняются. Uitați când apasă pe parbriz, cum se mișcă fisura respectivă, da? И там течет уже, да? Да, сейчас течет. Ну, тут уже потекло. Да, și când apasă, se umple cu lipici acea fisură. După aceea pune o lampă de ultraviolete și uitați cum se umple cu lipici. Gata. Pentru că aceasta e ca o presă sub presiune, când apasă presiunea lipicilor intră în acele orificii. Acum a pus lampa cu ultravioletă. Nu știu cât trebuie să așteptăm. Scolca vreme putem să dați setă lampa? Быстро. 2 minute. Два этапа полимеризации. Первая до пломбовская минута. Далее кладется пломба сверху, сгладить стекло. И еще минута максимум. Все. Zice undeva la 2 minute. Și va fi gata. După aceea are o racletă. O lamă care ia surplusul de lipici. Și suntem gata. Să vedem cât costă. N-am întrebat înainte. A curățat cu acea racletă. Cum am spus, o lamă. E foarte rapid băiatul, nu apuc să-l filmez.
Exact ca la stomatolog îl faci. Exact, cum am mai spus, ca un dentist. Acum cred că este un poliș. Băiatul e mic, mic, dar... Dar cu mâini. Dar e mic mâini, de foarte rapid. O fi însurat? Vrei să-mi întreb? Da. Nu dăm seama așa. Și acum... Rezultatul final. A dispărut. Finally. Ia să vedem. Ia să vedem ce zice. Deci, uite, aici a fost. Uite, aici a fost. Da. E super. E singur punctuleț? Super. Da. Ne-a dat o hârtiuță pentru garanție și ne-a spus că ei colaborează cu foarte multe servisuri în toată lumea, poate și în România. Dacă cumva avem problemă, le scriem pe numărul de telefon aici pe WhatsApp. Cât, și cât a zis că are garanție? Scolcă garanție, bun. 3 ani garanție are acel punct. Că nu va pleca. Dacă nu va pleca, dacă va pleca, le scriem pe WhatsApp, ei caută să ne ajute oriunde, pe unde vom călători. Ca și preț am plătit 2340 de ruble, asta înseamnă 23 de euro. Și ca timp, nu știu, jumătate de oră, da? Maxim. Da, mai mult pe drum am făcut. Bine că am terminat cu bine, ne continuăm drum, mergem mai departe. Oh, în sfârșit a ieșit soarele și pe strada noastră. Foarte rar vezi soarele, mai ales în Sankt Petersburg. Mulțumim, doamne, doamne, mergem să vizităm Crazer Aurora. Uitați-l aici pe bunicul Lenin. Nu știu ce clădire este cea pe care vă arăt acum, arată bine. Văd că nu are steag sus. Ne aflăm pe bulevardul Moscova. A ieșit, domne, soarele. Nu, Cosmin mai avea puțin și mergea pe roșu, nu s-a obișnuit cu cronometru. Semafoarele au cronometru, vedeți, da? Da, cățelușul l-a îmbrăcat în combinezon. Ia uitați ce tramvai. A, ăsta e tramvai de școală, uitați cum arată un tramvai de școală. Vedeți? Și acolo, dacă ați observat, era un manechin. Și trebuie să meargă încet să nu cadă manechinul. Iarăși vedem foarte multe biserici mari. Aici totul este mare, domn. Neva. Niva sau Neva, nu știu cum se pronunță. Am ajuns la nava de război Aurora. Mergem să cumpărăm bilet. Să vă prezentăm și acest obiectiv turistic. Din câte am înțeles, văzusem pe la televizor acum câțiva ani, este restaurată de curând. Și a mers ea cu motorul ei. Ia uitați aici niște
oameni îmbrăcați în haine tradiționale. Привет. Из Румынии. Разван Козмина. Немножечко вас содержим, ребят. Зачем? А сейчас расскажем. По приказанию пара шажочков. Не бойтесь, не расстрел. Надолго приехали? Привет, он традуч. Да снимочек он, сделаем. Он не понимает по-русски. Photo pictures all together. Окей? Гусарс. King Security. Сделаем снимочек да, на да. память. Ну и что? Все вместе сделаем? Вы хотите с нами сфоткаться или что? Все вместе. А зачем? Вам нужно это? На память это? Вам. А вам мы и так, память, мы, а и так мы запомним вас. Ну ладно, ребята, идите. Ну, и так запомним. Я вам спрошу, что сейчас, зичи, с вами аминтиры куели, зик, сау вой с вами аминтиры куной. Zice, nu, să aveți, zic și așa o să ne aducem aminte de voi. Nu? Gata, am trecut prin controlul de, sigur, de securitate, am cumpărat bilet, 5 euro un bilet. Uitați cum arată, este pe apă, a înghețat. Extraordinar. Vedeți cum îmi face căciula? E un vânt rece și mi-am uitat mănușile. Am ajuns pe punte. Sunt niște tunuri aici. Din câte am înțeles, cu această navă a început revoluția în 1918, dacă nu mă înșel. A внизу нельзя, да? Молодой человек. Можно, да? Спасибо. Am întrebat dacă este voie să mergem și în navă, jos, și i-a spus că se poate. Ce coșuri de fumar avem aici. Parcă ar fi pe tamă. Da. Interesant. Nu știu, am înțeles că în 1918 a participat la revoluție cu nava asta, a început revoluție. Dedușca Lenin, bunicul Lenin. Ia să vedem de aici ce priveliște avem. Foarte frig. Trebuie să căutăm o cafenea. Ah, da, vedeți, 25 octombrie 1917, revoluție. Camera de comandă. Aici vom intra, de aici se începe intrarea în navă. Suntem sus. A, mai avem? A, dar aici e închis, nu ne lasă, mai sus nu ne lasă. Creiser Aurora, de rang 1, Creiser Aurora. Da, zice, pe 24 octombrie 1917 a executat o misiune de luptă. La mostul
Sfântului Nicolae. Deci prima misiune de luptă, am înțeles că asta ar fi. Da, spune că așa a început pe 25 octombrie 1917 la ora 21:40, prin acest tun de 152 de milimetri la ordinul comuniștilor a dat semnalul startul revoluției. Seamănă cu steagul Angliei, dacă nu știu, cred că steagul Angliei, nu știu ce. Am intrat, e cald, e bine. Ce vânt bate, nu? Uităm prin hublou. Uitați macheta. La o scară de 1.50. Interesant aici, doar că este mai cald. Ia să vedem unde ne pune aici. Să coborăm. Aici cred că era cantina. Aici mâncau. Asta este unde încălzeau apă. Vasele de pe vremea lor, la acea vreme, dormeau în hamac, cred. Dras, uite. Da. Tu-ți sta lovă aia, bălă, da? Așa, bălă, tu. Ia ia pune. Столики убирались. Они подвешивались к потолку, или снимались и ставились в борту корабля. Я понял. Спасибо. Asta era camera ancorei și aceste mese se ridicau și era camera liberă, doar ancora, vedeți, da? Noi suntem ancorați acum la mal. Aceste arme au fost folosite pe vremea Revoluției bolșevică. Așa arătau marinarii.
este geamul deschis aici. Ia să vedem. Se deschide geam. Am să văd dacă are vreo garnitură ceva. Da, are o garnitură de cauciuc. Ia uitați. Se închide geamul și se închide și aceasta ca să nu se vadă lumină. Capacul. Grăsuite? Magazin de suveniruri. Aici e președintele Putin cu președintele Chinei. În 2019 văd că s-au întâlnit pe această navă. Am ieșit. Ce pot să vă spun? Nu m-a impresionat. Pe submarin a fost o altă senzație, asta nu m-a impresionat. Nu știu de ce, probabil și din cauza că comuniștii, știți cum am trăit noi pe vremea comunismului. Nu știu dacă pe dumneavoastră v-a impresionat sau nu. 5 euro dați așa. Mai bine luăm un espresso. Acum mergem să căutăm o cafenea. Am găsit o cafenea. Suntem în rai. Și cald și bine. Este o împinge tava. Gogo nu merge la restaurante scumpe. Mănâncă așa, puțin și bun. Și des. Eu voi lua o salată din aceasta cu sfeclă roșie și pește. Seliotca, da, un herring. O ciorbă. Și să vedem aici. Nu știu, ce ați luat dumneavoastră de aici? Cred că îmi voi lua orez cu orez cu vită. Ne-am așezat la masă, poftă bună sau poftiți la masă. Haideți să vedeți, aici este un ospăț pe cinste. Mi-am luat o bere din Sankt Petersburg, în Nevskaya. Uitați aici, avem un gulaș de vită, piure, salată de pește cu sfeclă roșie, o ciorbă salianca, pâine, tort, Cosmin și-a luat cartofi, chiftele, ciorbă, tort, salată, cum e la noi, salată de beof, o cola și pe toate astea am dat, uitați, 2310 ruble, asta înseamnă aproximativ 23 de euro sau 25 maxim. Poftă bună! M-a topit, am mâncat, nu vă imaginați, vreau să dorm de nu mai pot. M-am culcat târziu, aseară, după live-ul acela, până am montat video, m-am culcat la ora 2. Acum vom merge să vedem spărgătorul de gheață Krasin. Voiam să vă arăt și acum metrou. Uitați, gura de metrou este cumva într-o clădire. Ia să vedeți. Asta este gura de metrou. Aici plătești. Să intră la metro. Îmi cer scuze, asta ce v-am arătat adineauri era
Este intrarea, ieșirea de la metrou, intrarea este aici. Stația de metrou se numește Piața Lenin. Deci ăsta ar fi centrul, da? Unde este Lenin. Uitați cum arată. Ceasul nu știu dacă funcționează, haideți să vedem. 2:20, da, funcționează. Mergem la spărgătorul de gheață. Ce biserică frumoasă! Cât haur, domne! Ia uitați, e toată plină de haur. Ia să deschid ceamul, să vă arăt. E plină de haur. Foarte frumos. Am ajuns la spărgătorul de gheață Krasin. Să vedem de unde cumpărăm bilete să îl vizităm. Este pe apă. Uitați, asta este, acesta este râul. Uitați, acolo sunt, e un vapor vechi, acolo cred că e portul, și aici este spărgătorul de gheață. Avem o clădire interesantă, lângă, nu știu ce clădire este, dar să vedem. Facultate. Aceasta este o facultate. Aici avem debarcadero, aici vin bărcile, ca aici vara bărcile sunt ca autobuzul. Foarte multe sunt, ca în Veneția. Spărgătorul de gheață Krasin. Aici se construiesc blocuri, vor fi apartamente, nici nu vreau să-mi imaginez cât va costa un apartament cu vedere la Marea Neva, așa se numește aici acest râu. Impresionant cât de mare. Să vedem ce informații ne vor da. Când a fost fabricat, când l-au casat și l-au transformat în muzeu. Gratis. Cum să fie gratis? Nu cred că e gratis. Da, haideți să vedem. Trebuie să urci pe o trapă foarte abruptă. Pentru invalizi nu cred că este permis acest. Здравствуйте! Вообще? Только с разрешения администрации. Ну, надо попросить. Значит, напишите письмо на... Am văzut spărgătorul de gheață, din păcate nu ne lasă să filmăm. A spus doar putem să fotografiem, dar poze, dar video nu, nu înțeleg de ce. A spus că trebuie dinainte să facem o scrisoare administrației, unde, de unde face parte
spărgătorul de gheață și după aceea vom primi răspuns și să îi spunem de ce filmăm, pentru ce, la ce ne trebuie acele imagini. M-am lăsat pe Gubaș, am văzut, e ceva impresionant acolo, acest ledacol este fabricat în 1917 și a lucrat până în 1991. Până în 1970 a fost spărgător de gheață și din 1970 până în 1991 a lucrat doar pe aici în apropiere, Sankt Petersburg, Kronstadt, nu spărgător de gheață, ci ca generator electric, ceva de gen. Cam așa arată. Este ceva impunător. În 1950 l-au modernizat. Mobila a fost înlocuită și a rămas până în ziua de azi. Din 1917 a rămas doar corpul navei și au zis ceva scânduri pe punte. Ne-au spus că până la un metru jumate grosimea gheții putea să o spargă și le-am întrebat cum, aveau ceva, un dispozitiv de a măsura grosimea gheții și a spus că nu avea niciun dispozitiv, se bazau pe starea vremii, aveau informații meteorologice și mergea și la ghici, spărgea sau nu spărgea, dacă nu dădea înapoi și căuta un alt drum, și aveau și elicopter la bord unde mergeau în cercetare înainte să-și continue drumul. La început era pe aburi, a fost pe aburi cu cărbuni, era alimentat, erau alimentate motoarele și ulterior cu păcură se alimenta. Ce frumos să vede aici, da? Soarele, impunător. Ce troleibuzul are ghearele date jos, merge ca un autobuz electric acum. Traversează intersecția și abia după își va ridica ghearele pe fire acolo, vedeți? Prima oară care întâlnesc așa ceva. Și o domnișoară, ia uitați-o. Dacă ați urmărit videoclipurile anterioare, ați văzut că noi am mers pe aceeași șosea pe sus. Este autostrada cuplată, veneam de la Kronstadt și noi am avut atunci stadionul Arena, Zenit Arena, a fost pe stânga, acum este pe dreapta. Mi-a plăcut cum se vede acest pod și clădirea aceea din sticlă, extravagant așa. Uitați. Super. Aceste blocuri le-ați văzut dumneavoastră, erau luminate roșu, albastru și verde. Acum vi le prezint și ziua. Clădiri mai moderne, nu arhitectura specifică Sankt Petersburgului. Autostradă cuplată prin oraș. Nu știu, cam 4 euro și s-am scutit o jumătate de oră. Observați cum sunt stâlpii de iluminat, ca și cum ai merge printr-un tunel. Avem și ocazia
Am ocazia să vă prezint apusul în Sankt Petersburg. Și aici deja este mare. Prietenii mei frumoși, eu voi încheia acest vlog aici. Merg să mă pregătesc. Trebuie să-l montez, acest vlog, ca să-l vedeți dumneavoastră astăzi. Sper să apuc. Și mă pregătesc să merg cu trenul în orașul meu, orașul Ariol, care voi ajunge mâine dimineață. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, vă rog, văd foarte mulți dintre dumneavoastră urmăriți videoclipurile mele, dar nu cred că sunteți abonați. Vă rog să verificați dacă v-ați abonat sau nu și apăsați butonul clopoțelul să sune când voi posta din nou. Mulțumesc, vă pup, Doamne ajută!